domnul Mihai, nu-i târziu niciodată să te răzgândești. Dacă cumva din întâmplare ai o altă poftă ca a mea mare, eu să mă las în pace și să-ți dai de lucru. Aci, trebuie și bătia la ușă. Mergi și întrebăm. Bine, eu mă și întreb, dar nu mă faci de rușine să renunț. Dumnezeu, treceți înăuntru acolo. Am înțeles. Aici armată, vezi, eu vin din civilie. Eu sunt cu un domn, vreau să stau de vorbă, nu cu el. Dumnezeu te binecuvânteze, să-ți dai sănătate. Noi avem un tânăr mândru și frumos. Din miață s-a sculat pe față, s-a spălat și la Dumnezeu s-a rugat. Să-i dea Dumnezeu mândre flori, mândre flori roditoare, să o ducă la el acasă, să împupească, să înflorească mulți copii la casa lor să crească. Și noi am zis așa, la numărușul cât timp? Cât? 21. Bă, tu joci 21 și eu nu știu. Dacă cumva din întâmplare este la această casă frumoasă tare, această mireasă, cum o cheamă? Andreea. Păi noi încercăm, dacă o știu numărul de casă, înseamnă că trebuie să fie și mireasa, numai că mai înainte l-a întrebat dacă nu se răzgândește. Bun, dar ce facem cu mâncare de la restaurant dacă se răzgândește? Că... Domnii mulți! Sunt sărași mulți în țara asta, dar n-am vrea să împărțim. Nu împărțim. Dar eu am auzit și altceva, domnul Nelu. Am auzit că la această casă frumoasă, tare, un preachin vechi, dar eu și preachină, sunt oameni deosebiți. Te primești în casă, te pune la masă, te cinstești, te omenești. Adevărat-i? E adevărat, numai să nu fi greșit voi acum, dacă ați văzut pe aici în podobie, ca orice parlamentar trebuie mituit. Da. Dumnezeu te binecuvânteze. Asta e pălincă de prună curată de Dumnezeu lăsată. Pe mine m-a zestrat cu una mai mare așa după mine, după fizicul meu. Mă, nu mi-a dat așa mare, că e grea în mână. Pălincă de prună bună. Bine ați venit, să o dăm sănătate. Eu am băut ca să nu crezi că îți dau altceva decât sănătate. Eu n-am băut decât de sare. Unde e ala cu plasa? Mă dă și dopul. Doamne ajută, beau și de la tine. Da, atunci, dacă cu siguranță n-ați greșit, cu drag vă invităm în curte pe toți, stăm jos și... Să ne și căputul, deci din anul căputul. Trebuie să găsim mireasa. Păi vorbim acolo, nu în uliță. Târgul nu se face. Vă așteptăm cu mare dragă nouă. Deschide la începutul! Ne-ați așezat, Dumnezeu să fie binecuvântat. Astăzi și în veci, amin, pentru toți care sunteți aici. Dacă cumva, frăciuțul Mionelu, găsești pentru acest tânăr frumos, mândru și arătos, o năcaz mare. Noi am pregătit o domnișoară, o doamnă, avem mai multe variante, acum rămâne lui să aleagă, să vedem de ce... obicei, orice bancă în România are 3 variante. Corect. Și acum el, dacă... se concentrează bine să tragă lozul ăla câștigător, adică noi fii atent aici. Dacă spunem una singură, trebuie mie. Da. Măcar să speli vasele, să nu mai consum curent cu mașina de spălat vase. Da. Asta e la modă. Te rog, nene. Încercăm să aducem, să vedem dacă adu. Numai să nu fii de aceea că bate Dumnezeu rău. Da, numai atât de alea am primit. Voi eu primul. Voi sunteți aia care trebuie să decideți dacă e aia pe care căutați. Corect, corect. Mai ales, da. Cel puțin cred că ai niște rămân, nu? Da. Nu cred, că dacă aveai, nu te însurai. Bă, Ionică, ce avere? Uite, averea mea cea mai mare, printre averile mele cele mai mari. Acum voi decideți, dacă credeți că e potrivită, mai așteptați un pic câțiva anișori. Ilinca. Uite, nu, domnișoara, Ilinca. Cum te cheamă? Ilinca. Cum te cheamă? Ilinca. Noi am zis altfel, mă. Andreea.
Iar ne mințești, mă, nu ne mințești, ești cu tăștul. Așa s-a auzit de acolo, nu se aude bine. O, dar auzit tu când tună. N-ați fost voi atenți, că m-am întrebat pe cine vreți să aducem noi. Nu, am adus ceea ce nu voi. Fii atent aici. Uite, lasă. Ilinca? Da. Dar mai avem una. Mai avem două. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă crească mari, sănătoși. Iște să joace cei să cânte, eu să mințesc. La nunta ta, la botezuri și la alte cântări. Și voi să fiți martori, nu să vă dau și de la mine. Ilinca, eu zic să mai așteptăm. Da, mai așteptăm. 20 de ani. Când a fi vremea ta. Să gheți facultăți, te poate bunicul purta. Da. Te mai învață să cânți prostii. Nu, câteodată. Mulțumim tare mult. Mă, dar parcă ești alt om care te-am văzut mai înainte. Așa e, parcă ești mai alt. Tu ești Ionica de la Gheorac și Sala. Nu, dar bă, nu. Hai să mai încercăm o dată să vedem. Hai să vedem bune. Nu, nu, precis că... Ai dulce, mă, ai, doamnă. Aici, mă, aici e mama. Pui pe aia. Dacă nici acum nu vă place, eu chiar nu mai știu ce să vă aduc. Decizia e voastră, dacă credeți că noi... Asta e mirea să urâte cine a dus-o, s-o și în bucurie. Să vă dea Dumnezeu să te frate. Hai să te văd. Asta-i de mine, mă! Pui-mi eu, am făcut înțelegere cu tine. Nu-ți treabă ții, mi-o treabă mie. Știi, stă la masă. Știu. No. Și face mâncare. Și face mâncare, bucătărează-mi. Da, de când în când știi să amesteci în mămăligă. Oi, oi. Nu mă făcălesc ca lumea să aibă. Oi, oi, înțeleg. Nu, ne-o treabă. Nu-i bună nici nu asta. Nu-ți o treabă, nu-i bună nici asta. Asta e ta. A noastră e Andreea. Eu zic că-i bun. Nu, nu. Nici așa nu-i bun. Rămâi cu mine sau mergi cu Ionica înapoi? Mărg cu Ionica, că eu mă așteaptă de acolo. Stai și așa. Du-te că și pe mine m-am mințit Ionica. Vedeți cum vă decideți că nu mai avem. Deci ultima încercare asta, dacă nu plecăm acasă fiecare... Să nu fie încercare cum o încerca Dinamo să rămână în divizia. Promovăm la... Ce căutăm? Nu plângi că, cum eu, dați încolo, îi fi cineva. Cineva trebuie să lucre, să aducă bani, cineva să iubească, cineva trebuie să ducă gunoiul și de când în când cineva mai trebuie să tragă și clopotele. Asta e ce căutăm. Da. La Dumnezeu să mulțumim prima dată. Să mulțumim prima dată lui Dumnezeu. Că ești mândri tare, cu ce te-ai făcut, mă, ta, cu calculatorul? Aproape. Bă, al drept, ai ajuns calculator. Asta e fata mea. Aia cu ale, te rog prima dată, tu vine și dă mâna cu socrul tău și mulțumește că ți-a adus-o. Ultima dată. Vede? Da. Asta spun eu, nu chem. Nu prea mult, că... Pupă la mă și dă noroc. Și mulțumesc că ți-o crescut fată mândră și mi-e dea vine și socră ta la rând. Socră mare, fudul, Inghi. Da. Mulțumim. De aici încolo duce lângă nevastă ta ca așa. Treci mă în spate pe acolo. Fata mea, ca semn al dragostei și al iubirii pe care o porți, îmi fer convins că te uiți cu niște ochi așa sticloși, ceea ce înseamnă dragoste pură și adevărată. Să vă ține Dumnezeu îmbătrâniți împreună până când îți ajungi de anii lui taică meu. Pune-i musa în chef. Hai, musa, ai dat singurul să respecte. Din toate florile din lume, doar pe tine te-am ales, așa spune. Și drept dovadă, un buchet mândru, alb, al sincerității și al dragostei pe care ți-o poartă. Amuțuco. Draga mea, acești oameni au fost aleși de către voi să vă fie alături toată viața.
părinți spirituali, te rog, ca semn al respectului și pentru că au fost de acolo, să vă fie alături, ca mărturie aici, la primărie și la biserică, la cununie, te rog să-i săruți. Respect. Ascultați, dacă vreți numai, dacă nu vorbiți, că suntem în Parlamentul României. Oameni buni de omenie, Dumnezeu sănătos și în viață vă ție. Să aveți parte de bucate, pălincă multă și sănătate. Să aveți parte de iubire și multe bucurii. Dar înainte de a pleca, mireasa mea zice așa. Dragii mei bunici, ne-ați crescut de când am fost mici. Ne-ați crescut, ne-ați legănat și pe brațe ne-ați purtat. Dar în anchi de plecare, dacă cumva din întâmplare v-am greșit, nu fii cu supărare, că nu-i copil să nu greșească la casa bunicului sau părintelui. Haideți bunici lângă mine și vă rugați pentru mine.
Haideți, bunici, lângă noi și vă rugați la Dumnezeu să ne ferească de năcaz și de nevoi. Haideți, bunici, ne sărutați și binecuvântați mulți ani. Să-l să facem un pic de loc să te gândești. Andrei, pe partea la respectați-i până când există. După aia, zadarnic, zici, Doamne, au plecat. După aia venim noi. Haideți, vă rog. Haideți, stai că vin. Haideți, vă rog, la masă. Ionica, trece aici, nu te ascunde. Nu mă ascund, dar ție, Tată, îți mulțumesc pentru sfatul părintesc. Te-ai trudit să avem de toate, Domnul, să dai sănătate. Cumva și ție, dacă ți-am greșit din întâmplare, nu-ți fii cu supărare, că nu-i copil să nu greșească la casa părintească. Haide, Tată, lângă mine și te roagă pentru mine și te roagă la Dumnezeu să mă ferească de rău. Haide, Tată, mă sărută și bine mă cuvântă. Mulți ani! Mamă dragă, nu fii tristă, fiindcă e păcat, stai așteaptă, poțuștul de păcat, ține de mâini. Mă duc, mamă, mă cunun aici, la biserică, peste drum. De-o fi bine, de-o fi rău, știe bunul Dumnezeu, dar n-am te dat pleca. Te rog, mamă, am mă iertat. Haide, mamă, mă sărută și bine mă cuvântă. Haide, mamă, lângă mine și roagă pentru mine. Te roagă la Dumnezeu să mă ferească de rău. N-ai pierdut o fată, ce-ai mai câștigat un băiat. Am mai câștigat un băiat. Am o Ionică, nu știu, a fi ajutorul sau bătaie pentru tine. Juniorii, nu știu, cum e confortabil și cum e veche. Că tu ești bate ascultător când zici că te chinzi. Stai aici, nu mai fac nimic. Unți, mătuși, veri și verișoare, hai să-i dați o sărutare și o pălincă mare. Stai, să scuze-mă. Haide, soră, lângă mine și te roagă pentru mine. Te roagă la Dumnezeu și cumnatul Inghi. Și cumnatul. Te roagă la Dumnezeu să ne ferească de rău. Te roagă pentru noi să fim feriți în viață de necaz și de nevoi. Mulți ani! Hai să-i dați o sărutare și o binecuvântare la această mândră floare. Thank you.
alături de bunic, care mai există, nu vreau să stau cu spatele la voi, dar să zicem cu toții, să zicem, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este slava, puterea și mărirea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântează această minunată casă, această tânără pereche, pe vecie să vă fie, pe nași, pe părinți, pe bunici, pe voi, pe toți, să vă binecuvânteze Domnul Dumnezeu, să vă dea sănătate, să aveți parte de bucate și de tot ce este mai scump în viață, bucuria fericirii de a trăi alături de cei dragi. Dumnezeu să vă ajute, să vă dai sănătate. Bunicule, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să mai stai pe lângă noi, că până zici bunic, numai atâta, că nu putem ști. Îți dau un lucru sigur, naștere și moarte, restul îi luăm în plic când sunt viața asta. Doamne,